Vaccinarea a început, dar ai în continuare o mulțime de semne de întrebare. Unul este legat de reacțiile adverse. Unde le raportezi? Cine e responsabil de gestionarea lor? Îți spune colega mea Petronela Axinte, care este alături de mine. Petronela, explică-mi pas cu pas ce trebuie să fac dacă vaccinul anticovid îmi provoacă, de exemplu, efecte adverse. Trebuie să intri pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului la secțiunea Raportează efecte adverse. Aici găsești o fișă pe care trebuie să o completezi cu datele personale, cu detalii despre efectele adverse suferite, cu numărul adeverinței de vaccinare, dar și cu medicamentele pe care le-ai luat în perioada respectivă. Ai două variante. Fie faci toți acești pași online, fie descarci fișa respectivă, o printezi, o completezi cu pixul și o trimiți prin poștă. Ok, faci tot acest proces, completezi toate datele. Ce se întâmplă ulterior? Păi tot ce știm este că această fișă ajunge la Agenția Națională a Medicamentului, iar de aici ajunge la Agenția Europeană a Medicamentului. Cei responsabili nu au fost în stare să ne ofere mai multe detalii despre acest subiect. Știm doar că la noi se centralizează practic numărul pacienților care reclamă efecte adverse și tipul reacțiilor. Ce se întâmplă mai departe nu a fost nimeni în stare să ne spună, iar ceea ce știm cu certitudine este că nu avem nici măcar un cadru legislativ pentru acordarea de despăgubiri în cazul pacienților care suferă efecte adverse severe. Am văzut în Statele Unite, dar și în Marea Britanie, reacții adverse puternice, șoc anafilactic. Ce se întâmplă dacă astfel de reacții apar la noi? Știm că pacientul stă 15 minute imediat după vaccinare, dar dacă apar aceste efecte? Ce știm de la Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, este că toate centrele de vaccinare sunt dotate cu truse cu adrenalină, pentru că, așa cum ai spus și tu, cei trei pacienți, doi din Marea Britanie și unul din Statele Unite ale Americii, erau pe punctul de a intra în șoc anafilactic, iar pentru a o stabiliza pe asistenta din SUA, medicii au fost nevoiți să îi administreze adrenalină.